eu văd situația, rezolvarea în felul următor, și anume, haideți să-și facă primăria treaba cât mai bine. El aruncă pe geam cojile de cartofi după ce și-a făcut cartofi prăjiți. Și aruncă pe geam cu pungă cu tot. Astăzi așa, mâine așa. Vine primăria, adună. Haideți să nu lăsăm gunoi acolo. Că lângă 3 hârtii mai aruncă 7. Dacă nu mai sunt cele 3, totuși minima formă de bun simț pe care l-avem fiecare ne mai constrânge puțin. Hai, dom'le, e curat, să nu permit să fac treaba asta. Deci, cred că una din cele mai eficiente soluții este să duci oamenii atât de sus de unde ei nu-și mai pot permite anumite lucruri. Adică, e prea curat pe stradă să mai arunci ștocul de țigare, e prea curat pe stradă să mai... E o chestiune către care tindem. Haideți ca să ne înțelegem. Nu se va întâmpla de pe o zi pe alta. Dar eu vă spun realmente că sunt optimist pentru că de în 2 ani și jumătate comportamentul cetățenilor din sectorul 3 s-a schimbat în bine. Și 2 ani și jumătate, credeți-mă că este un timp cât se poate de scurt pentru schimbarea mentalității, care, în general, este un proces de durată. Dar atunci când te ocupi, atunci când le ții din scurt, atunci când te implici, atunci când le faci, nu rămâi fără răspuns. Și puțin câte puțin eu observ că mentalitatea se schimbă.